Pentru că nu am mai vrut să ia în Anglia la muncă mai mulți bărbați din Mehedinți, au întins o capcană celui care nu mai dorea colaborarea cu ei. La pretextul de noroc, la un pahar cu bere, oamenii au stat de povești până spre ora 10 noaptea. La plecarea invitatului, acesta a fost luat la bătaie din ușa casei agresorilor până pe stradă. După cum mărturisește chiar victima, 15 minute ar fi fost lovit cu pumnii și picioarele fără încetare, iar acum a ajuns pe patul de spital. Am așteptat pe cumnatul să vină la Severin, m-am dus până la banul gelul, da, să aștept să vin, mi-aducă 5 kg de benzină. Stând acolo așa acasă, a venit, între timp a venit cumnatul meu cu băiatul banul Sever, a venit cu 2 kg de 2 sticle de bere, a zis, stai un pic să iau un pahar de bere, cumnatul meu a plecat, iar eu am rămas acolo cu ei, pe la 9 jumate, 10 fără ceva, am zis că plec. Când am ieșit afară, fac m-am luat la păceală. Să vă spun din ce cauză, a zis că de ce nu vreau să-l iau cu mine în Anglia. Eu n-am vrut să-l mai iau cu mine în Anglia din cauza că a fost cu mine în Anglia, a pierdut buletinul. Și a zis că am furat eu buletinul. Ce puteam să fac eu buletinul lui? Și între timp a zis, la să arătă noțe. A fac când am ieșit afară, m-a luat la omul. Cu ce? Cu pumne și picioare. Cât a durat? Cum să vă spun, eu din fața căsii și până afară am un sfert de oră așa. A bătut una într-una. V-au lovit pe pumne și picioarele? Da. La un sfert de oră. Da. Și după aceea? Norocul bărbatului a venit de la tatăl unuia dintre agresori. În nebunia bătăii, agresorii au vrut să dea cu benzină pe victimă și să o incendieze. M-a pus taică-sul în căruță și am plecat, a pus să-mi pună foc la cocesă, să dea cu benzină pe mine, să-mi iau foc. Și nu m-a lăsat, nu i-a lăsat taică-sul. Banul Sever. Bine, fiul să-l cheamă tot Banul Sever. Deci așa au spus, așa au intenționat? Da, da, să-mi dea foc. Și a zis, bă, nu, nu suntem normali. Altfel mi-ar fi dat foc. Și v-am înțeles că... Au dat foc acolo la cocini, dar pe nu m-a pus taică-sul și m-am aplicat cu căruța. Și v-au lăsat în fața porții după aceea? Da. M-am pus în căruță și am plecat cu calul, cu căruța. Nu știu cum am ajuns, doar știu că am ajuns la socrul meu, la poartă și am auzit câinele lătrân. Și acolo am oprit căruța și am strigat la socrul meu. Și a venit și a ieșit soacră mea afară și... Ce mă, tău? Mă bătură. Aveți toată fața tumefiată, aveți lovituri și la... Da, nu, decât fața așa și aici la piept. Acum, de pe patul de spital, victima nu vrea să se împace cu agresorii și susține că va depune plângere la poliție. Ce credeți că în astfel de mai... Ce dă legea? Nu îi lăsați? Nu. Depuneți plângere împotriva? Da, da. Nevasta bărbatului este îngrozită și povestește și acum speriată cum și-a văzut omul ajuns în curtea casei, de nerecunoscut. L-a adus taică-mi și striga din curte, Rodica, ieși afară că l-o omorâră. Când l-am văzut, când a intrat cu el pe ușă și când l-am văzut cu fața care o avea, să pic jos din picioare, ce să puteam să fac? Dacă nu l-ar fi adus, îl găsa mort. Da, nu mai putea să meargă, nu vedea. Și nu avea cum să mai ajungă el acasă. Sau dacă nu avea căruța cu el iarăși, să-l pună în căruță. Umflată, avea ochii umflați, nu vedea, nu putea nici să vorbească, că lumea nici nu-și amintea. Când a ajuns la maică, mi-au întrebat că cine l-a bătut, după aia și-a mai amintit și-a mai... Am sunat la poliție, am sunat la salvare, a venit poliția, le-a luat declarație lui taică-miu că el l-a găsit. O mătușă a victimei care îl veghează la spital este și acum traumatizată de cum arăta nepotul ei. Femeia este revoltată că până acum nu s-a luat nicio măsură de către poliție. Avea fața încă o dată cât va marta și pe ăsta, avea fața încă o dată cât este. Era ochii, nu se vedeau, sângele îi curgea pe aici, pe alimă două părți, nu s-a oprit sângele, ieri cred că i s-a oprit de pe față, că deloc. Nu, el nu vorbea, nu nimic, că... Eu vorbeam să vorbesc cu el, el îmi dădea că nu poate. Când am venit eu vineri dimineața și l-am găsit la ora 7:30, că l-am găsit la jos, la urgență. Și l-am întrebat cum l-a bătut și... Păi dacă acum omori un om în halul ăsta și nu se ia măsuri, nu s-a luat măsuri de el. Și un om bătut în halul ăsta nu s-a luat nicio măsură. Nu știu ce e care e legea, nu pot să-mi dau seama. Doar vă arătai bine cum l-am găsit și l-am fotografiat și vorbeam cu el și el era țapă în jos. Am spus la doamna asistentă, doamna asistentă, iasă un dam din gură, ziceți că e câine mort.
Și Doamne, zice, sângele ăla care e în gură până nu se scurge, nu avem ce să-i facem. Și pe urmă i-a venit în tot timpul, i-a băgat perfuzii, când am fost eu, până la ora 2, i-a băgat nu știu câte sticluțe de perfuzii. Conform celor relatate, unul dintre agresori a fost polițist în comuna Huznicioara, județul Mehedinți, și prin prisma fostului serviciu, care l-ar fi pierdut din cauza alcoolului, foștii colegi, încă prieteni, ar închide ochii la cum terorizează acesta lumea. Care l-a bătut a fost polițai. Din cauza alcoolului, a fost polițai la Huznicioara, din cauza alcoolului l-a prins mort de beală, a dat afară din poliție și... Banul Severică și cu banul Gelu, cu ăștia tată și cu măincăul, nu ăștia l-au bătut, l-au făcut mări. Așa arată ei respectul lor de la... Cei care l-au bătut sunt copiii unui polițist. Unul este copilul unui polițist. Și ăla este copilul la un vecin de acolo, din sat de acolo. Doar a fost prieten cu el. Ăștia au și mai mult cu beutura copiii ăștia și în cauza asta folosesc și mai multe... Ce să vă zic sunt eu? Violenți? Da. Și gelul ăsta e tot la fel. Este tot bea, e prieten bun cu el până îți dă de beu și când îți dă de beu, te ia la bătaie. E un pacient care a avut un traumatism cranian în urma unei agresiuni. În momentul de față este stabil hemodinamic, nu necesită intervenție neurochirurgicală și probabil va sta în spital câteva zile până se vor rezolva leziunile. Sunt leziuni destul de serioase? Nu. Leziunile sunt de, să spunem, de gravitate medie. Dar, oricum, contează modul în care au fost făcute, adică fiind victima unei agresiuni, vă dați seama că acest lucru e destul de stresant.